cu mașină, dar nu. Că n-am luat topo. Că n-am luat topo unde vreau ele, pe suport. Corina Bud a fost surprinsă în zona de nord a capitalei într-o ipostază care nu prea îi face cinste. Potrivit unor martori, totul a pornit de la faptul că artista împreună cu o prietenă s-au certat cu șoferul care face curse pentru o companie de ride-sharing. Mie ar vrea să merg înainte și pe care am fi. Eu așa cred. Angele, și dacă Corina, dar el era sigur băut. La un moment dat, prietena Corinei, care ar fi fost într-o stare euforică, i-ar fi cerut șoferului să urmeze un anumit traseu. Bărbatul i-a explicat că nu poate merge pe respectivul traseu, lucru ce a scos-o din minți pe prietena cântăreței. În urma refuzului, aceasta ar fi devenit extrem de agresivă. Îngrijorat de starea fetei care o însoțea pe Corina, șoferul a tras pe dreapta chiar lângă un echipaj de poliție, în speranța că oamenii legii vor reuși să le calmeze pe clientele sale. Dar ce să vezi, parcă mai rău a făcut, căci cei trei au început să se certe ca la ușa cortului, chiar în fața polițiștilor. După câteva minute bune, petrecărețele au decis să cheme o altă mașină, de la aceeași companie. Hey, Mr. Policeman, I don't.